Astăzi este o zi specială, este un nou joc care instant este un clasic la noi pe canal, Super Mario Party Jamboree. După cum vezi, și-a făcut întoarcerea Super Mario Party, un joc urât în seria de jocuri Mario Party, dar acum a devenit mai bun, mai furios, se numește Mario Party Jamboree. Eu sunt fiul Donkey Kong, Peppy este Spike, Weed este Shy Guy și hai să vedem CPU-ul. O domniță, să nu ne batem doar bărbați. O aducem pe ea, pe Birdo, o să fie master. Normal. Dude! De ce, mă? O să termină în 15 minute, ok. Bine, hard. Doamne, uite la Birdo. Crezi că am făcut o greșică? Am pus hard CPU. Donkey Kong! E Joy-Con. Really? Unde sunt? Dau vina pe Joy-Con. Fii atent. Pun un Star Steel Trap. Fix aici. Cred că fix unde hard, zici tu, acolo n-o să pice. E, aha! Atunci pun aici! Că am zis acolo, n-o să pice acolo, pentru dar aici. Ai văzut până acum. Noi am ales minigame-uri și jocul a ales fix pe alea pe care nu le-am ales noi. Mersi. Așa funcționează. Da, mă, dă-i tot. The rich get richer. Unu... NU! Weed! Te urăsc! Aproape. Dude, aproape. Acolo punem eu! Acolo puneam eu și tu ai zis, unde pui tu, pune invers, că nu o să pice unde pui tu. Nu merge bumperul stâng! Uite ce face tâmpitul! Uite ce face tâmpita! De la tine a luat. Unde ești tâmpita? De ce, tata mare, există așa ceva? Nu pot. Cred că pot să le bat măcar. Na. Tot se de cu zero. Dar tine a dat Weed hard la început. Congratulations! Wow, cine ar fi crezut? Bravo, Bărbo! Primul meu match rank, am 0 puncte de rank! Yes! Mergem acum în Rainbow Galeria. Celalalt mall, care nu e Coconut Mall din lumea lui Mario. Și hai să punem un CPU. Okay. Hai, we can do it! Putem să batem un CPU hard. Așa, hai să vedem. Donkey Kong. Iar a început cu 10, Bărbo, mă! Ovidiu, a dat 10. Wow. Și acum dacă Peppy dă 1 o să fie exact ca meci trecut. Un deja vu. Ok, măcar s-a schimbat ceva. Nu știu, e luck sau e... Rigged se numește. Rigged. Gen. Let's go. 7, vezi, nu e așa periculos. Dacă era rigged, dădea numai 10, nu e așa? Nu, a dat cât a trebuit, crede-mă. Are niște calcule în minte și știe cât să dea. Oh my god, we are dead. Talk to a. După acest live, ne vedem în studiourile 2.0 la un talk to a, unde invitat va fi, poate chiar Brick. Ah, da, chiar Brick, te-ai jucat Freddy Fazbear, Five Nights at Freddy's pe Switch. E experiență oribilă. Oh, Peppy a luat-o pe scări, în loc să ia cu liftul. Dar I guess că liftul costă bani. Ce Mario Party e pe Wii? Păi, avem Mario Party 8, 9 și cam atât, pentru că 10 cred că e pe Wii U deja. Deci 8 și 9 este pe Wii. Hai să vedem. Go for it, Weed! Da, actually, Wii U este o consolă destul de ieftină și super fun de avut. Wii U este o consolă care costă cam cât un Switch. Da, am zis Wii normal, dar și Wii U e super mișto, da. Hai să vedem, Dice Block. Mi se pare că ai zis Wii U. Wii-ul. Yeah. No. L-am bătut pe ăsta. Care mare parte mai bun, 8 sau 9? E debatable. Ambele au minigame-uri cu nunchaku. Cu maneta, cu motion. I mean, nu știu. Nu știu ce să zic. Crezi că 9 e cool? Nu, stai. În 9 au băgat cartul ăla. Cred că 8. În 9 sunteți toți într-o mașină. Deci cum mergem acum fiecare în felul lui, în 9, respectiv și 10 pe Wii U, toți suntem într-o singură mașină. Și asta mă enervează puțin. Da, deci 8 e mai bun. Shuttle Scuttle. Mi-am schimbat controlul acum, nu mai am scuze. Hai să vedem.
La ce scuze să apelez? Deci bun, am mai văzut genul ăsta de jocuri în... De fapt, tu nu cred că știi. În Frantix. Jocul ăla cu telefonul. Crezi că nu știu Frantix? Cred că nu știi genul ăsta de joc, probabil. La asta mă referam. Ba da. Tu ești doar să dai boost de atât. Și să tilt. Și să nu intrăm în castraveții ăștia. Cam greu. Ok, hai că știm, da? Le bag pe ambele. Good luck, guys. Uit, nu, nu. Păi știu, te-am lăsat. Vreau să-l piși pe Bird Ball. Oh, nu, Pepi. Nu, Jeng! Wow, wow, wow. Wow, Tua. Cac Tua. Wow, Tua. Trebuie să și așteptăm un pic. Am văzut. Opa. No. A doua oară te-am mâncat. Ai grijă. Te copiști pe bărbă acum. Nooo! A doua oară dacă te prăjești, ești mâncat. Ne-a pișat bărbă. Ok, am început cu... cu stângul. Dreptul. Cactua. Bărbă wins. Piși pe Pep. Începem. Abia acum începem. Real gaming. Aici chiar nu era vina la motion, crede-mă. Nu era vina motion-ului aici. E ok, ce-a câștigat niște bănuți. Mewtwo. Tu și mă, că toată lumea te urăște, sugaciu! Închide-ți gura! Crezi că Burbo e ieftină? Dacă a sta pe marginea drumului, pe centură, ar fi ieftină? Nu. Fața mea. Oare ce cumpără? Pe ce-și dă banii? Jegoasa asta. Roll whatever you want! Ea știe ce vrea, dude. Dar eu... Deja e o defiere a fizicii și a realității, de fapt. Este un zar care are clar 6 părți. Este un cub, da? De ce poți să dai până la 10 cu un cub care are 6 laturi? Răspunde-mi! Weed! Că nu-și numără toate 1, 1, 1, 1 și... Ce așa mai departe. Da, ai o logică foarte bună. N-am înțeles, dar e o logică acolo. Știi, sigur știi tu ceva. Și sunt două zar. Let's go, hai Wind, unde-i? Ok, tot l-am luat prin același loc. Dacă luam liftul, ajungeam mai repede, dar dădeam banul și după aia nu aveam bani să nu străduțam. Easy. Uite-o, văd, e fix în fața voastră. Stă la coadă la ceva. Wii U e un Wii și controller are ecran de 3DS pe TV. Ah, că a întrebat inginerul ce e, ok. Wii U este foarte cool la gimmick, da. Sunt multe jocuri de Wii U care necesită ecranul ăla și e integrat foarte bine. Mă oftică că n-au scos mai multe jocuri care au gimmick-ul de Wii U. Mă sinucid. Hai să vedem. Your turn, Donkey Kong. Eu am un fluier pregătit pentru poasta aia. Wow! Zi tu că nu-i rigged. Iau și-o pe aici cu voi. Dă-te, Spike. Hai să văd ce e aici. Psych? La ce vă uitați voi mai aici? Use on an opponent to double the price of items and stars. Deci cu doar 5 bani pot să fac dublu prețul. S-a pus iau ăsta.
Dar ăsta nu prea mi-a fost de folos. Meciul trecut. Deci hai că le-au pe ăsta. Deci am un sticker special de reducere invers. Fac totul mai scump. Uite, primul meu stamp. Zici că stăm în Comic-Con-ul din 2022 sau 23. Acum du-te la celălalt. Da. Stand. Da, corect. Și era fun. O iau în sus, logic. Aș fi făcut KSI quotes, but I don't remember anything from that kindergarten song. Bă, cred că se iau bani. Actually, nu, iau double dice-ul. Că mai fac rost de bani până acolo, că mai e ceva de mers. Avem bani viața sau mustața, gen? Cred că viața. Wow. Că după aia o să fiu băgat. Wow. Cu cele 40 de virgine și munți de pilaf. Hai să vedem. Lumber Tumble îl știm foarte bine, nu mai vreau. Hate it. De ce Pepi te-ai băgat la Lumber Tumble? O să merg cu tine, gang. Și o să pice Pepi! No way, no okay. Way. Suflați-vă degetele. A avut dreptate mai devreme Pepi când a zis pici pe Pep. Let's go, că știm deja regulile. Știm foarte bine, da. Ah, scuze. E schimbat butonul de skip. Vă rog, măcar acum am transpirat. New controller, aveți... new me! Start. Aș vrea să integreze mai bine miurile în jocurile Mario. Uite, de exemplu, în Mario Kart l-au integrat. Să-l bage și în Mario Party. Să mă joc cu Gen. E același? Adică... ce mamă, ce era să cad? Știu. Dud, mă descurc mai bine cu Joy-Con-ul ăsta de crucea roșu. Dai seama? Da, îmi dau seama. Nu știu de ce. Explică tu. Că mi-am suflat pe degete. Suflat. Tu obișnuiai să sufli în zaruri înainte. What? Oh, nu. Oh, dud! Nu. Hoc, tua. Am un deja vu. Șu. Este. Bravo. În sfârșit, Jank. I did it. Nu am stat pe loc. Am stat pe loc, de fapt, doar că aveam ceva în minte. Am vrut să mă poziționez foarte bine. Și am fost swiped. Liniște, băieți, că nu mă pot concentra. Yes. And the best. Un monkey ar trebui să fie maestru. Un monkey s-ar fi urcat pe buturugile alea și ar fi pișat pe Shy Guy aia. For year pe Switch abia au băgat Miis. Wii U și 3DS erau full Mii Corporation. Corect. I guess că au încercat să facă... e un joc cu Miitopia, mi se pare, dar e prost rău. Genial artwork-ul de pe Instagram, Jang. A zis mersi, inginerul. Mă oftic puțin că am abandonat, semi-abandonat proiectul, dar... ce mă? Waluigi. Încă mai putem să continuăm, adică suntem în pas. În fiecare zi, trebuie să facem câte un cuvânt de pe o listă. Trebuie să desenăm câte un cuvânt. Inktober e amazing. Nu-l facem, dar e amazing. Da. Cum, ce, care era cuvântul ultimul? Drive. Și știu că eu acum am făcut... drive, da. Am făcut pumpkin-ul meu pe un scooter și e mai mult ride. Ce? De ce? Scooterul se drive. Nu știi engleză? Știu. Ba da. Drive a scooter. Dar e de fapt mai mult riding your motorcycle decât driving your motorcycle. Știi ce zic? Da, știu ce zic, dar poți să ride un motorcycle, dar ai nevoie să-l drive ca să-l ride. Ai nevoie de drive, driver license, da. Spre exemplu. E o acțiune similară, dar o zici în feluri diferite. Am vrut să fac o mică mașinuță. Îl conduci, că poți să conduci și să mergi cu mașina în același timp. Poți să ride și să drive scooter în același timp. Mă rog. Mamă, Pepe a dat 10. What do you mean că e prost? De ce ai zis că e prost Inktober with? N-am zis că e prost. Am zis desenul, mă referam la promptul meu. Ah, ok.
Da, nu-i prost. Că s-ar fi încadrat mai bine la să fie pumpkin-ul cu o mașină decât un scooter, de zis. Păi asta zic, de ce? Ce contează? Nu contează. Păi da, nu contează atât de mult, doar am zis că e un nitpick de-al meu. Pepi alege să meargă după Waluigi. Ok. Deci nu se duce după steaca toți fraierii, merge după Walu. Nu o să mai stau mult, că am de rezolvat niște subiecte de bac mâine, plus mai am treabă. Succes, inginerul! Mersi că ai venit. Succesul. Oricum, poți să vii aici oricând vrei tu, nu trebuie să stai non-stop lipit de ecran, că nu ești bolnav, numai noi suntem, de o dată pe săptămână, pentru 3 ore suntem bolnavi. Dar oamenii sunt oameni normali, care au viețile lor. Și succes la bac, nu știam că urmează acea probă pentru tine. A, tu bifer, n-am jucat mult, am jucat doar pe 3DS câteva ore. Pe Voice intrați, întreabă inginerul. De obicei stăm pe Voice, dar noi avem un canal special al nostru. Cu care intră doar staff-ul și persoanele cu care... gen moderatorii noștri. Dar mai intrăm și pe Voice din când în când, de ce nu? Dar dacă ne vezi că stăm pe Voice, asta nu înseamnă că suntem mereu acolo. De obicei mă las logat pe Discord, stau pe canalul de staff, dar nu sunt mereu la PC. Nu stau lipit de PC non-stop. Da, Brick se referă la Miitopia. Știu. Ok, hai să vedem cum stăm cu board-ul. Eu sunt cel mai înaintat momentan. Mamă cât de departe avem de parcurs. Hai Donkey Kong. Și ce e aici? Stai. Board, repede. Eu stai aici, ce se întâmplă aici? Aici. Star stop. Cum adică star stop? Nu înțeleg. Star stop. Hai să mergem. Double dice. Și aici pe cu noroc. Vârsta perfectă. Uite, ce era acolo la steaua aia? N-am înțeles. Fii atent aici. Dacă aveam 50, dar nimeni n-are stea oricum. Deținu minte unde e ăsta, e în colțul de sus de la etaj 3. Unde ești Bird? Am promis că luăm de la Bird, da? Peppy Frog se ruga mie. Speria de moarte. Brick, te rog, nu spark your zero aici, nu live. Mă, ce am lins-o. Thanks, Peppy Frog. Hai să vedem. 13. Data viitoare crezi că o iau? Da. Eu nu cred. Fii mai încrezător. Nope. I'd rather not. Cum ar fi să dau din greșeală să mă duc la... Oh, nu! Let's go. Hai că nu stăm rău. Dar stai puțin, și de-aia trecut am luat primul steluța. Și tot m-am pișat pe mine. Oh, nu! Sunteți toți trei versus mine. Hai un snow. Nu, nu, nu. Îl vreau pe ăsta, ca să vă piș. Ah! Aia e. Ok. Să văd dacă... sunt avantajat. Am o echipă de maimuțe! Make snowball. Throw. Stai. Aha. Eu mai multele care să vină în fața mea să mă apere. Tâmpitule. Ok. Ok. Hai că mă înțeles. YouTube-ul ne urăște, inginerul. Poți să inginerezi tu ceva ca să ne... Ar fi cool. Pușuiască algoritmul. Ce fai, mă? Pa. Asta-i tot? Mult prea rapid. Cine m-a snipuit? Cine? Care din voi? Nu știu, eu n-am dat. Eu pe cine am luat? Pe Pepi sau pe Bărbo? Pe Bărdo. Și Pepi a dat în tine. Pepi a dat în tine, dude. M-a sniped. Sniped.
Dude, da, mă, weird. Eu nu am dat. Aia e. Se mai întâmplă și de-astea. Nu pot să le câștig pe toate, dar o să ajung primul astea. Let's go! Am văzut pe live, dude. Ah, cine? Pepi, Pepi, Pepi Tarot. There is no denying. Ce mi-ai făcut la Dunkilings? Aș fi dorit, dar nu se poate. Am un prieten care a reușit cumva, dar a luat o pauză de la YouTube. Cum? Se juca cumva Minecraft? Intrau pe Discord oameni zilnic din 30 în 30 de minute. Așa era și la noi odată, pe vremuri. În 2020-2021. Oh, și ce vremuri. Mi-e dor de războaiele alea. Câți sunt roboți din aia? Haha. Bună. Pepi, vezi că tu ești. Deci doar când zici boți, parcă nu ți-i imaginezi ca roboți, dar teoretic asta sunt, nu? Sunt roboți. Mhm. Ia uite-l pe Pepi, ce-a făcut! Bună! Puțitule. Vezi că dacă te apropii de stea, o să-ți dau cuponul ăla de scumpit. Puțitul. Jank, hai să facem parcurs civile... Te auzeam în fiecare zi că tu vorbeai de chestia asta și nu înțeleg ce e și nu cred că vreau să înțeleg. Oh, nu, vezi că e primul event. Pepi a fost primul care a călcat pe event. Ține minte, starul de la sfârșit de bonus. Deci de aici se cumpără țava, ok? 50 Productions. Cred că știu. E ăla care cântă Welcome to the Candy Shop. Hai, Pepi, ce faci aici? Uite, vrei să-ți dau un candy? Un lollipop? No. Thank you. Thank you, dude. Aș vrea acum ceva. Vreau să fac ceva în gură acum, dar nu pot, n-am ce. Ai niște miere. Corect, hai că fac asta, da. Îmi alină puțin gâtul. Oricum e dead time. La mare parte e foarte mult dead time. Și ce e de apre... Oh, referit. Apă, nu, poți să ieși în stânga, scuze. Știi ce e de apreciat la mare parte? Că, uite, Denisa nu se joacă jocuri niciodată. Dar e făcut în așa fel încât să fie un entry pentru și non-gameri. Cine nu se joacă jocuri, Mario Party este un joc perfect pentru ei. Poți să joci și cu taică-mi și cu maică-mea. Cu Denisa. Aba, nu, se pare că nu poți să instă. Nu pot. Este jocul perfect pentru a introduce lumea în gaming space. Oh, poți merge acolo la raffle. Trebuie să dai un 4 sau un 5. E un table game, toată lumea juca în Monopoly. Da, e un Monopoly, dar e un țâmburuș cu care poți să miști pe Monopoly guy. Hai să vedem board, cât de aproape suntem. Deci aici stea. Ia uite-l pe Spike cât de aproape era. Știi ce urmează Pepi, da? Facem așa, Pepi are 30 de bani. Items. Just in case. Am jucat cu tata curând Wii Sports și Resort. Muream de râs. Nu e așa că e cool? Uite, Nintendo de ce se gândește la toată lumea? Nintendo exact. E singura companie care se gândește la toți. Asta înseamnă să fii actually inclusive. Da. În adevăratul sens al cuvântului. Da, chiar. Companiile care încearcă să fie inclusiv cringe, nu? Exact. Sweet Baby Inc. Ai auzit de Sweet Baby Weed? Nu. What's that? E de povestit. Este ceea ce pătează gamingul în ziua de azi. E o companie care terorizează companiile care fac jocuri și se asigură că au inclusivitate către toate chestiile astea LGBT și mă rog. Ah, stai, dar care e jocul ăla care s-a închis după o săptămână și aveai un... Da, ăla e ca un fel de manifestare al Sweet Baby Inc. Concord.
This is the Gold Shop. Ah, mai fost pe aici. Nu e jocul lor, dar ce vă... Știu. Exact așa ar vrea Sweet Baby Inc. să fie toate jocurile. Hai să vedem ce e de luat de aici. Deși nu cred că am nevoie. Dacă dau 400 minus 25, cât vine? Îmi rămân 20? Da. 43 minus 25, rămân 20, nu? Vă rog, am nevoie de răspuns, ca să știu dacă se iau sau nu. Îmi rămân 20 de bani. Îl vei vedea în chat. Probabil. 43 minus 25. 3 minus 5, fac minus 2. Minus 2, rămân 18, auzi. 4 minus 2, 2, minus 2, 2, corect. 0. Da, hai că nu iau nimic. Vezi, dacă erai prost la matematică, îți luai țeapă aici. E bine că nu suntem. Da, te învață să și gândești, să-ți folosești creierul, știi? Trampoline. Hai să fim... Oricum, bărbo s-a băgat prima, că este Tramp Chief. Am văzut. Gay. Xbox face jocuri gay. Ce bine că mi-am anulat subscripția la Game Pass. Știi că am făcut-o, Will? Ți-am zis? Pentru că stătea degeaba acolo. E super cool subscripția de PC. E accesibilă, dar nu ne jucam nimic pe el, deci dădeam bani degeaba. Știu. Ok, hai că știm toți. Te dau să intrăm cu fundul. Tot vreau să încerc nou Call of Duty. Și nici măcar nu știu dacă a apărut. Dar nu prea mai am chef, știi? Nu mai ești la curent cu ce vine de la Call of Duty? Murit. Nu, nu wow. Trebuie să apară acum în octombrie, nu mai știu exact când. Pe Epic, cum ai putut? Wow! Fără să vreau! Când sunt super relaxat și nu mă stresez, atunci câștig. Ăsta e secretul. Caca. Kong. Caca Kong. Sugoma. Și alte cuvinte de genul. Acum clar am... Puteam să iau liniștit și țeava, Wade. Puteam să iau liniștit, că aveam bani. Când tata mare mai trec pe aici, ce prost sunt, trebuia să iau țeava. Uite și tu, o altă greșeală. Pune acolo lista de greșeli, greșeala asta. Trebuia să iau țeava. Vreau în aceeași zi cu Shadow Generations săptămâna viitoare. Ok. Shadow Generations, ăla e un joc la care o să-i dau skip, pentru că nu am atâția bani. Dacă aveam foarte mulți bani, probabil încercam și eu, îmi băgam degețelele în Sonic. Dar, după cum știi, Weed, nu trebuie să dăm bani pentru că avem de jucat un Sonic Adventure pe care noi nu l-am jucat până acum. Deci noi avem destul de jocuri Sonic pe care să le încercăm. Arată ok, dar acum la cod de joc pentru poveste. Știu, păi și pe mine mă interesează cum e povestea, că multiplayer-ul... Really? E cam povestea? Fiecare an. Da. Okay. La multiplayer nu o să facă absolut nimic. Ai văzut ce a făcut? A luat o mănușă cu care poate să dueleze cu cineva care are stea, cu posibilitatea să ia steaua, dude. Deci bărbo are chestia aia, țineți minte. Deja ai băgat Unleash și 06. Da, prea puțin, dude. Am făcut un singur episod. I-a zis, Sonic e una dintre cele mai proaste big francize. Păi, Brick, în caz că nu ești atent la ce se discută pe Discord, noi în noiembrie, de no-nut, o să facem no-nut November în Sonic Adventure 2, ca să ne pregătim pentru filmul din decembrie. Hai, Wade, do it now! Eu merg doar în sus. What? Că pot să merg în jos, așa. Eu nu văd ce vezi tu. Ok. This game is so not fair. Pepe, gândește puțin. Eu am greșit. Trebuia să-mi iau țeava aurie. Că îmi luam bani din minigame. Nu m-am gândit. Apropo, cum vi se pare că este titlul de acest live? E super genius. Ați primit o notificare și vă întrebați ce tata mare mi-a dat aia, mă, 2-0. De ce nu mă dă... Dude, eram lângă steluță, de ce mă dă să merg în partea cealaltă? Dar ce ai făcut? Cum adică erai lângă steluță? What? Am dat, cum îi zice,
să intru prin canal. Ah, deci ai trecut de steluță. Da, m-a trecut. Stop! De steluță. Bord. Ok. Sigur o iau, da? Sigur o iau. Check this. Dar ce sunt? Ah, sunt blestemat. Am blestemat. Uite la Donkey Kong. Ah. Sunt blestemat. Am blestem? Aie. O să dau 3, da? Sau 2. 3 sau 2. Yes! At last, Donkey Kong has reached the star. Right now, everyone. Avalanche. Clear pipe, gold pipe, or gay pipe. Am uitat cum era memo-ul. Gold pipe! Ok, doar 10 bănuți! Și eu mă gândeam, ca prostul, mă gândeam dacă merită, că cream că sunt 20 de bănuți! Uite, când nu ești atent la regulă la început, tind să faci alegeri proaste. Eu am cu matematică 2 minute, cred că am stat să fac matematică, și tot am ales greșit. Dacă aveam acum țeavă, mă duceam direct la cealaltă steluță. Sunt prost, nu merit să câștig. Steluța e lângă weed acum. You're weak on math. Foarte. Nu că e not fair, nu că e not fair. Este greșeala mea. No not fair November. Ok, un alt event. Almost welcome into the thrift store. What an enthusiastic greeting. It looks like you've got something that caught my eye. Warm cel mai prost joc. Pepe e pe punctul de a da refund. Să da refund, nu-mi pasă. Mi-a luat chain chomp-ul ăla. Pasă, racilor! Ah, era 10 pentru că era reducerea de săraci. Au venit săraci în mm-hmm. mall. Ok. Da, era atât. Ok. Vreau să fim atent. Toată lumea și-o pe weed. Da, mă. Hai ăsta. O să vă prind cu asta. No, ce-i ăsta? Nu, tu, dacă era la cu plasa, tu, noi te prindeam pe tine cu plasa. Mă rog, acum tu trebuie să intri în mărul. Atât? This is what I have to do? Da, trebuie să ne calci cu rachetuța. Păi aveți 1000 de ani să vă poziționați. Nu contează, și tu la fel. Noi e normal că avem acum să te inducem în eroare, știi? Pa! Bărbo! Ah, round 2. Da, stai puțin! Pepe, nu ai fost burat și tu? Ce cauți acolo? Papișa. Am un doi dintr-o lovitură. Pepe, n-a zburat. Asta-i mod... Exact ce a zis inginerul, cu asta m-am luptat și eu. Că Sonic Unleashed, știi că l-am început, dar mergea foarte prost pe PS3-ul meu. Pepe, ce gătă. Taci! După cum știi, Sonic, jocurile Sonic, au un fanbase descreierat și bolnav, care sunt în limbă după personajele lor, dar jocurile lor sunt foarte proaste. Deci ei trăiesc doar din nostalgie și oameni furry. Și nu ies niciodată la lumină. Foarte rar. Foarte rar. Au pielea albă. Mai ales când își albă cocuie. Ca zăpada era din aceeași specie. Da. Opa. N-ai bani. Gangnam Style. Foasto! N-ai bani de așa ceva. Uite mă. A, și nu pot să mă oferez, nu? Sunt obligat să-i dau cât vrea. Cât vrei. Obligat prățat. Cât îmi ia? 15? Cât îmi dai? Mereu 15, da. Jucurile sunt jucurile awesome! Jucurile sunt astea cu excepții! Ce să facem? Sunt foarte hit or miss, nu? Ce să facem și noi? Trastă și-a dat doi. This game is so bad. Pepe! E un Monopoly. Îți place Monopoly, da sau nu? Pepe. E un Monopoly, dar bun. Monopoly pe steroizi. Bagă-ți mințile în cap, Pepe. Oh, nu. De-abia aștept. Apropo, inginerul, dacă ești aici și te întrebi de ce își ascunde Jeng
vârful capului. Oare are chelie acolo? Răspunsul e da, dar nu pentru mult timp. În noiembrie o să-mi pun păr fals. De fapt nu-i fals. O să fac un transplant de păr adevărat. De jos de la mine de aici, o să-mi pun în sus în cap. Așa că nu vă panicați. Witch a pierdut părul lui, bogat, dar Jank o să și-l pună pe-a lui înapoi. Do not worry. Și vor veni râuri de femei la 2-0 Weed. Abonații noștri. Pierderea fi... Pierderea unului e câștigul altuia. Corect. Dumnezeu fie cu tine, mulțumesc. O să fie foarte greu. Trebuie să stau 6 ore cu fața în jos. Și doctorul și cu fundul sus. Da. Doctorul o să facă în capul meu ce știe el mai bine. Breakdance. Da. Alți doctor pe lângă el. De același tip care l-a făcut în cap și pe Măruță și pe Dorian Popa. Îți dai seama ce onoare? Hai să vedem. Oh, Pepi! Astea două ori când calci pe un d-asta. Oh. Aia o să ia steluța, mut-o. O să o mut. Ia uite și tu, uite și ce plătește Pepi. Toss one star, dar bineînțeles n-are niciunul, deci n-are ce să toss. Nu știi să scrie de nervi. Cork over half of your coins! What? Nu a găsit stash și a furat banii! Doamne, numai România găsește așa ceva. Dar asta e a doua oară când îi se întâmplă lui Pepi aceeași chestie. Eu credeam că a scăpat basma curată, dar... Na, e Bowser la urmă. Trebuie să plătească cumva void-ul ăla în care stă, nu? Oh, Doamne, citiți voi ce zice Brick, dar nu cred că trebuie. Visul meu e să am un Dreamcast și să am o copie originală. San Andreas Anniversary Edition. San Andreas 2? Vezi că tu ești. San Andreas 2. Andreea. Da, și eu vreau San Andreas 2. Funny enough, inginerul, eu anul trecut am făcut rost de un, așa zis, Dreamcast. Și cred că sunt printre puțini români care au un Dreamcast. Și am Sonic Adventure 1, dar este NTSC și nu pot să joc pe consola mea. Deși pe Dreamcast, uite, ești la raffle, uite. Pe Dreamcast poți să piratezi jocuri super ușor. Nu poți să citească NTSC-ul, mă. E region locked. Am băgat o bilă albastră, am scos o bilă albă. Ok. O să show mai întâi. Show it! Talk to her! Your turn, Donkey Kong. Dar acum trebuie să show it. Trebuie să dau întâi și după aia. Deci, trebuie să mă look around. San Andreas 2. Asta e fix asteluță. Corect. Trebuie să schimbăm. Pepi! Pepi! Ce ai făcut? Tompu mi-a furat! Mi-a furat fluierul, nu mai pot să mișc steaua! Ciumpu! Nu mai pot să mișc steaua! Poți înlocui romul cu un HDD reader și gata. Oh! O să mă uit imediat. Fură steaua, dude. Ia uite, am dat 10! Da 10 măcar! Aaaa, ce? Îmi place că Pepi are nervi. Stai puțin. E low-key funny. Și ceva, poate iau de aici o steluță, poate iau de aici o steluță. Imediat, stai să-i arăt lui Brick. Brick, look at this. Sonic Adventure. Și să-ți arăt unde scrie NTSC. Acolo jos, sub E, nu știu dacă se vede. Este CD-ul original al lui prietenul meu Bloodgood, care nu mai e aici cu noi. Pentru că s-a supărat că nu m-am vaccinat. după aia s-a mutat în sau era să zic Timișoara. S-a mutat, actually s-a mutat în Japonia. Uite. Nimeni nu te crede de când le zici povestea asta. Gorgeous. Da, Bloodgood este în Japonia și fun fact, dacă știți canalul Japomania, ea este nevasta lui. Mi-a dat o lacrimă când l-am văzut. Pe Blood și mie. Tot Blood e minunat.
E prietenul meu din copilărie, dar s-a supărat pe mine. M-a sinucid. Hai să vedem ce... ce câștigăm la Raffleweed. Cum a băgat mâna în găoace aia. Hai mă, scoate ceva! Atât? Shop... Shop and shop again. Ah, gata, știu ce se întâmplă acolo. De câte ori luai ceva de la shop, de atâtea ori puteai să bagi mâna în raffle. Ah, voi n-ați văzut, stai. Minigame. De ce n-am văzut, da. Ah. Unfriendly flying object. UFO! Squeaky shakedown. Hai la unfriendly flying Blame object. It to the crane. Ok, hai să vedem. Deci Pepe este versus noi, da? Squeaky, squeaky. What okay. Do we do here? Trebuie să nu ne whack Pepe în cap. Fugi cu banii, fugi cu banii! Îmi place că vine pe tine. Da, știu că sunt mare și e atras de cake-ul meu. Dă o key, Pepe! Lasă-mi cake-ul în pace! Doamne, dar ce pronunțat e cake-ul lui Kong. Îl văd aici de sus, din elicopter. Cu binoc, așa. The UFO minigame e așa cute. Next time. Am vrut să-l jucăm, eu l-am ales. Pleacă de aici, Pepe. You can't have this cake! Stupidule! Ia-o pe bărbo! Stupid. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Au! A dat în fiecare. Dar n-am cum să-l... Uite și tu, numai... Ah, dude, noi avem un shared wealth. Ah! Noi avem un shared wealth și el cu fiecare ciocan ne ia câte un bănuț, știi? Mm-hmm. Și am câștigat toți, or what? Jack vorbește cu accentul lui Shrek. Nu știu. Asta e o voce, nu e accent. Donkey! Așa era. Da, și după aia ce zic? Donkey! Atât. Ogres are like onions. New turn. Foarte Water Sigma. Chiar că? Da, știu. Tâmpito și are și mânușa care să fure steluța, mă. Poate oricând să-mi dea mânușa în mine, știi? Bă, frat, e nu. Gata, ne-a pișat. Water Sigma. Mm-hmm. Trebuie să-i dau pe ea cuponul ăla de 200%. Faction de Walter White Weed. Nu știu să-l fac. Jesse! We have to cook! Jesse! We have to cook! Ai să-l la Breaking Bad once. L-ai dat pe mine. M-am uitat la Breaking Bad. Mi-e scârbește. Te-ai uitat odată la un episod. Dude, l-a topit pe unul în cadă și bă, eram scârbit. Ok, era episodul 1. Dar după aia nu o să mai fie. Au vrut să... cucuiască oamenii ăsta, uite. Dude, vezi că asta ia o altă steluță dacă nu suntem atenți. E fix în față. Păi hai să fim atenți, nu? Hai. Pepe, pișo. Uite-o în față la Pepe. Șop pe ea! Dă-ți cu două zaruri! Ce fraier era să fii, doamne! Jenga, nici că Call of Duty pe Wii? No. Nu bui din episodul 3? Really? No, mamă ce nobi ești. L-am văzut acum mult timp, dar l-am văzut pe coadă. Pentru că primele sunt destul de boring, m-am plătisit. Da. Era setting-ul de ce face el pe la școală, pe acolo. Puțin din spălătoria urâtă a lui nevastă sa. I'm Skyler White! You got a star! Dar a fost... Spălătoria auto a lui nevastă sa e... Nu e după ce face el bani? Nu. Eu așa am început serialul. Bravo, Pepe, bravo. Că eu cumpără, de fapt. De fapt, nu știu, abram. Nu mai țin minte, era destul de mult. The next, Pepe, urăsc oamenii ca tine, Pepe. Modern Warfare Reflex. Nu știam că există Modern Warfare Reflex. Gastric Reflex. Uite, s-ar putea să-i stăuță. Aba, nu. E mai sus.
Stai să mă uit. A, nu, e sus. Da, da. La 2, nu este la 1? Da. Nu, nu este la 2. Nu mai știu, este la 2. O să mă sinucid dacă nu o luam. El vorbește la toate timpurile. Asta se întâmplă când ești în afara timpului, ca oamenii normal, știi? Piși pe Afi. Și eu. Pe cât de impresionant e pentru unii Afi Cotroceni, e groaznic. Știu că lucra, dar nu mai știam dacă... De fapt, da. El lucra și după aia când a dat de bani și a cumpărat-o. Și a pus-o pe soția lui. Da, probabil, da. E owner. Dar încă n-am ajuns să fie el în chiloți și chestii de genul. Și... Doar a aflat că are cancer, atât. Da. Hai să vedem. Your turn, Donkey. Și șeful lui era foarte disrespectful față de el. La un moment dat, he stood up to him. No, pentru mine, când ceva prea grafic, e un mare turn-off, nu știu. Nu suport. Da, mă. În același timp, te uiți la Alien. Nu are nicio treabă când vezi corp descompunându-se cu Alien. Da, îi dă o limbă în cap, e, mare brânză. E grafic. Nu, e grafic. Alien e super tame, dude. Hai stau 1. Ah, vreau să raffle. Da, e. În chilot se preface el că a ajuns ca să fie un cover pentru ce făcea. Ok. Dar am văzut finalul, m-am uitat cu Vărmiu când era finalul serialului atunci, de mult, nu mai știu, 2014? S-a terminat? Ceva genul? 14? Golf e mișto, dar hai basket. Nu mai știu, eu l-am văzut și eu l-am văzut acum ceva. Let's see. Și după aia am văzut Better Call Saul. Moare împușcat, spoiler. Aha, ok, m-am prins. Și eu. Deci vrei Better Call Saul e... E destul de amazing și el. Da, am auzit și asta. Not for me. Ok. Dacă vă uitați în ultima vreme, am văzut și un video despre asta. E super saturată lumea cu seriale și filme. Urmează seriale și filme din orice domeniu. Dune. Chiar apare. Alien. Jurassic Park. Tot felul de adaptări după jocuri. Oh! Mamă, ce nașpa a fost asta. Sunt ocupate de aia. Hai, te rog. Donkey prost, așa o cheamă. Dude, am 0. Am 0 puncte. No way. Dar nu înțeleg de ce. El Camino n-am văzut. Am încercat odată, dar nu n-am reușit. El Camino Loco. Toată lumea are în afară de Wind. Classic, cum se numește? Ravenclaw. El ajunge în Chessie sigur la final și atunci ne bișu. Dar, by the way, ultimul episod din Penguin. Da. La care mă uit, este cel mai high rated episod pe IMDb, are 9.5. Și chiar e un episod toate bun. Timpurile? Nu știu dacă în toate timpurile. Începe un remake Dexter. Uite, Dexter a fost un film mai un serial mai grafic puțin ca și crime. Aha. Și tot l-am văzut. Că a Dexter gets the pass. Că a fost mișto ca premiză. Și plus, erau vremuri alea când serialele erau ceva mai nou. Gen, abia s-a lăsat Netflix-ul. Până atunci, până să înceapă criza asta cu Netflix, pentru mine... Ce se întâmplă, mă? Oh, ne batem pentru steluță. Îmi fură steluța, dude. Deci, serialele până atunci erau așa. Young and the Restless, serialele care se uita maica mea. Da, true. Nu erau seriale cool. Și din 2010, hai Vertical. Să zicem în sus, au început să vină seriale cool. Numai eu și ea. Mm-hmm. Deci... Fish up the chip, chip faster than your opponent. Ok. Cum se scufundă bobărul? Ridic, ia.
Să țip heights. Ok, hai să o piși. Let's go. Wish me luck. Vreau să-mi fură steluța, dar mă întreb dacă câștig eu furio pe ei. Cred că nu. Start. Liniște. Pită, yes! Yes! Am pișat-o, te rog. Winner, dar poți să iau steluța? Exact, și filme vechi sau seriale vechi refăcute, cum e Dexter. Da, true. Că și Dexter se reface, apropo, tocmai ce vorbeam. Am două stele, piș pe Bardo. Dude, e, cum se numește, revanșă. Dar chiar ține 90 de minute? Că nu pare. Ah, ce bine. Scria 100 când ai dat, dude, 100 de minute. Sau zicea around. Around, da. Ia, ce-a găsit? Nu, nu galben, te rog. Yes! Vezi, mă? Nu e chiar așa de cheating dacă pui pe hard. Pur și simplu joacă mai bine la minigame-uri. M-am căcat puțin cu mine. Deci ea cum... Ce, mă, de 4 ori a cumpărat? Pici pe ea! Trebuia să vorbesc, mă. Trebuia să vorbesc cu el. De câte ori a putut să se bage în găurică? Na, na, na. Ok. Stai un puțin, cât mai ia? Nasty. Can nu you match her nasty, dude? Nu, a băgat de 5 ori mâna în găurică. Nu există nasty ca ea. Are gaura cu gura ei. Nimina cât tot capul ei. Bagă bilele pe care le ia. Hai, Pepi, bagă. Ah, de ce n-ai mai luat? Stai, nu mai aveai ce să iei? Ce ți-a zis? Ai dat prea repede next și nu înțelegem. Mă rog. Next tu. Tu ești. Acum. Ești nou, nice. Cu bani. Asta e ridicul. Eu zic, uite, Simțul Găurii e serialul ăla nou, Simțul Găurii. Pe sau pe aripile găurii, e partea a doua. Pe aripile găurului. Bă, e foarte bun. Gaură bună în burduf de câine. Aia pentru furry. Ce e realitatea, Brick? Realitatea nu e reală. Cum ar zice Chris Angel. Mind freak. Watch. Watch. Crezi că știe ceva de aici de mind freak? Eu cred că nimeni. E pentru noi, pentru generația noastră. Că era mind freak, ăștia erau mici. Exact. Și era foarte edgy. Oh, super shop. Ia vezi ce-ți dă. Hai să vedem. Uite, mă, ai 40. Poți să te duelezi cu cineva pentru stea. Și cred că Pepi o să fie ținta ta că e, cum se numește, slab pe motion. Mind your own freak. Dude, intro de la Chris Angel era așa de edgy cu CGI-urile alea proaste, cu ciori care zburau și te uitai în ochii lui. Și el era așa în ghetto-ul ăla lui de emo, că era vremea emo pe atunci, știi? Acum se reîntoarce, apropo. Dar cred că doar pe partea de femei, doar emo-loaicele se reîntorc. Bărbații emo sunt, sunt frowned upon. Uite, ai luat glove-ul. Oh, yeah, baby! Don't you dare use that glove on me. Hai să vedem. Aș vrea să văd pe Pepi, el devine emo. Să-l vezi așa cu șuvița aia de păr peste un ochi. Exact. Își dă așa mereu ochiul din față. Părul din față ochiului, știi? Ăsta era ticul lui din liceu. Exact cum fac eu acum în capul. Da, dar eu nu eram emo. Adică eu aveam păr de mai da, mult. Aveai păr emo, dar nu era emo. Aveai păr emo. E exact ca ăla din Rebecca Black. Ce? Ok, da. Dar n-aveam negru la ochi. Nu, am zis păr, da. Să fac o tactică nebună? Nu, hai că iau pe aici. Că e mult mai greu ajung la lift decât... Mai bine risc să iau pe scări. Let's go. Sure, hai să din ce ai de... Sure, why not? Să fac prețurile mult mai scumpe.
Haide. Hai să dublez prețul. O să-i dau pe Birdo, dacă mă crezi sau nu, pe Birdo o să bag. Ca să nu-i ruinez visele lui Pepi. Mi-a dat Pepi o poză cu el, emo. Hai să vedem. O luăm în sus în continuare. Jump on my leg and sing the iCarly theme song. Do it. Te rog, nu. Watch. Știi că n-am văzut niciun iCarly. Niciun... Cred că am mai vorbit despre asta când jucam Mario. Eu am mai văzut, dar eu nu știu... n-am văzut niciun episod cap-coadă. Eu, singurul lucru de care eram conștient în iCarly era... Crossgrove. Cum o chema? Tom the Difference. Hai să vedem, e un memory game. Hai, Tom the Difference. Dacă asta zicea. Normal. Hai să vedem. Și fii atent. Cine alege jocul primește mai mulți bani, ai văzut? Vertical. Turn wheel. Ah, cine? Ok. Am înțeles. Foarte ciudat. N-am înțeles, ce trebuie să facem? Trebuie să luminez steluța de sus. Hai că am înțeles. Hai să nu mă obosim chiar acum. Mamă, dacă aveam o bormașină, legam Joy-Con-ul de bormașină și învârteam. Aha. Du, trebuie să ne luăm bormașini. True. De la Lidl. Hai, good luck. Let's go. Mă doare mâna. Doamne, normal că e adolescent, Pepi. Normal. E în perioada aia. Oh, Doamne, nu mai pot. Nu puteam să jucăm cu Bo. Hello, wind. Ai grijă cum le flip around. Nu, că am arătat cum le flip. Da. Nothing wrong with that. Îți dai seama cu magia editului, ceva poate să se editeze ceva în mâini. Dacă faci un VR cu ca... Yikes. My arm. Dude, am făcut mușchi. În minigame-ul ăsta m-am mușchiulat. Luigi! Bă, și-am trecut de el. Wait, tu poți să le iei pe Jamboree. Buddy. Trying. De fapt, intri în el. Sună ciudat, știu. Intri în el și noi toți ne batem pentru el. Are trebuie de gătit cu Krabby Patties. Oh, și încă câte Krabby Patties. Piși pe Birdo. Nu, își folosește țeava. Ce prost ești. Perfect. Pentru că îi măresc prețul, dar are foarte mulți bani totuși. Trebuie să scăpăm cu foarte bani. Deci dacă ajunge, poate să-și ia și dacă e prețul dublat. Care 62. Dar hai, consumă-ți banii, proasto. Așa, acum ar costa 40. Deci tot are bani. Anyway. Poate ajung eu înainte ei, who knows. Hei! Never mind. Când Jang a strigat Luigi a sunat exact la Speed, that funny. Sau ca Speed. Jang, mai ești? Da. N-am voie să am o criză cerebrală. Nu. Am furnicături pe ochi. Nu e ok. Ok. Hai, Wade. Care e mișcarea ta? Mișcarea mea... Vrei să aștepți să ia Birdo steluță ca să-i o furi sau să-i o furi lui Pepi direct? Doar aruncam idei. Că Birdo, gândește puțin, are țeavă. Itemurile sunt grayed out, deci sunt cursed, nu pot să le folosesc, right? Oh. Ups! Bine ai venit în lumea de dincolo. Mm-hmm. Stranger things happen cu Bowser în Void. Hai să vedem. Tu n-ai stea de dat, dar o să-ți ia bănuți, cred. Glad you could make it. Thanks. Lose, ditch, forfeit, toss, drop. N-am stat, deci I don't drop anything. Dar o să-mi ia din bănuți, nu? Da.
Nu scap de furia lui. Half your coins. Over. Oh, nu, te-a pus în genunchi. Și-a face Bowser cu toți, dude. A făcut sunetul de Switch. Ai auzit? I love Switch. Ok. O să fie greu să mă despart de consola asta. Ei, nu te pune nimeni să te desparti. Așa-i battery low la mine. Oh, nu. Oh, nu. Ba, da, bine, ok. Terminăm la timp. Mai avem 3 turnuri. Dă eu. Știu, dar tot o să aibă bani, Pepi. Îmi pare rău cât zic asta. Ai văzut cum făcea mai mult sau era acoperit? Nu știu cum să țină ăsta. Nu-ți moară mă bateria, stai niștit. I-am pus firul. Wow, am descoperit ceva. Poți? Deci e genius Mario Party-ul ăsta. Are de toate jamborii. Când ți-a apăsat right bumper, accelerează orice animație este pe ecran. Deci să încerci, dacă vrei să bypass animațiile. Stai așa. Flying object. Hai să vedem ce zicea. Yep. Brick. Unfriendly flying object. A zis că e destul de cute. Hai să vedem. Poate cute numele, că e unfriendly. Ok. Trebuie să ne scapi în cap alea. Okay. Oh, wow! E și physics aici puțin. Aba nu. Pa-pep. Ok, m-am prins. Let's go. Ce? Uite bărbul, să te acolo în colț. Neatinsă. Nu cunoaște atingerea unui bărbat, bărbă. Ce-mi place că fiecare stăm... Oh, nu. Pe. Ce, mă? Nu știam că sunt active și că sunt jos. Nu știam, n-aveam nicio idee. Ia uite-mă cum a scăpat. Uite exact ce a făcut, am făcut și eu. De ce că sunt mai mare de aia? Bravo, no proastu. Way. A, ziceam că numele e cute. Am văzut clipuri faine de la fizică la minigame-ul ăsta. Ok. De la ora de fizică. La fizică ne-a pus jamboree. Fatphobic, corect. Promit că m-am înțepat în proasta aia. It's fatphobic. Am și răgușit. Dude, dacă nu aveam mierea, eram pișat pe mine. It's a phony. Băieți, vin săracii. S-a dat drumul la săraci. Uite săracii cum vin. Am săracii. Doamne, dar vezi că rasa asta minoritară de Shy Guys și Toads. Don't say. Săraci. Oh, nu. Dar ghiși ce are preț dublu. Măcar își consumă mulți bani. Oh, nu, că e jumătate de preț. Aștepta să fie flash sale ca să-și dea să fie jumătate de preț. Ce deșteaptă e bărbo. Doamne, cât de bună e. Merită să câștige, dude. Poți să bați pe ea, Weed? Poți să bați într-un 1v1? Nu știu. Deci tot a dat 20, că e dublu 10, dar putea să piardă 40 de bănuți dacă nu era molul deschis pentru săraci. Hai să-i dăm mănușă, dacă și pot, că până acum de două runde încoace n-am mai putut să dau mănușă, că am fost cursed. La 2-0 n-aveți voie să fii săraci, niciun sărac să fie la 2-0. E rândul meu? Nu e rândul meu, nu? E rândul tău să fii sărac, Weed? Ia uite mă ce a făcut asta, a găsit toate stampurile. All the stamps. Deci am pot să fac rost de 50 de coins de la standul ăla de coins. Și uite mai primește mă, the rich get richer. Știi ceva, cred că încep să țin cu săracii. Steal from the rich, give to the poor. Ah, a scăpat de stampul meu. It's Robin Hood. Let's rob her in the hood. Crezi că de acolo vine the hood? Robbing in the hood, Robin Hood. Da. Acum te-ai prins. Welcome to the hood. Mai târziu, sunt la 2-0. Comunitatea 2-0 se numește the hood. Welcome to the hood, Brick.
Aici este HUD. E HUD, HUD, cum se numește? Nu HUD mentality. Oh, Peppy! And the Peppy. HUD is good. Deci, uite, acum trebuie să te gândești. E fur lui Burbo sau lui Peppy? Burbo, pentru că am mai mult hate towards okay. Burbo. Ok, ok. Că eu s-ar putea să primesc un bonus star oricum la sfârșit. Că am picat pe multe event space-uri. Ba, 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 ba. E HUD culture, asta vă zic. HUD culture la 2-0. De asta avem și semnul ăsta. Da. Spune-mi că n-am trecut de lift, da? Spune-mi că n-am trecut, trecut de lift. Te rog! Spune-mi că n-am trecut de lift. Ai trecut de lift. E sur frumos, a terminat. Da, ta mare. Dacă am trecut, mă... Sugoma. Înțeapă-te. Ia o lingură de miere mare dacă ai trecut de lift. Ok. Hai că am timp să mai una dacă ești tu după asta. Deci, ăsta e un detail imperfect în care joci, dar nu trebuie să fii activ la controller neapărat. Mario Party se joacă cu mierea lângă tine. Ah. It's a rule. Mm. Uite-mi caută Burger King pe scară. Unde-i Burger King? Vino după mine, Peppy. Te duc eu la Burger King. Hai mă să vedem. Nu pot să dau nici acum. Păi tu numai... Stai. Stai, de ce nu pot să dau? Cred că trebuie să fii... În... Mai bun la joc. Nu, în preajma unea care are stea. Dar oricum, okay. tu iei steaua fixă. Oh, n-ai bani. Ah, puteai să fură stea dacă vei bani. Oh, no. Aia e. Deci trebuie să fii lângă cineva ca să iei steluța cu itemul. Mm-hmm. Cred, nu știu. Nu am citit ce face mănușa, bine. Dar am luat niște bonus de la Birdo. E bine și așa. Uite, ea nu și-a folosit capcanele de stea, vezi? Încă le are, dăm două. Știe ce face. Hai să mai sunt două turns. Terminăm foarte puțin mai târziu decât am anticipat. Dar știi ce? A zburat timpul ăsta, nici n-am simțit când au trecut 3 ore. Nici n-am simțit. Tu ai simțit, Weed? Nu. Nu. Nesimțit Weed, mi se zice. Chiar că? Bă, știi, primi banii la fix, că altfel nu aveai. Nu aveai. A, bă, da, aveai că e half price! Doamne, ce bengos ești. Ce bălos ești, Weed. I wasn't even trying. Și acum o să dau mănușa. O să vă fac pe toți la joc. Să-ți fur singur steaua. Da, mă. Oh, nu, și acum o să fac fața prost. Proastă aia, fii atent. Cine e acolo? Te rog, spune-mi. Dar știi cine e acolo? Actually. E tot actually? Weed. Weed se duce fix înspre stea. Du-te de aici. Magia party. Pierzi timpul fără să dai seama. Bă, Weed o să aibă... Weed o să câștige jocul! No. Ah, se termina flash. Se termina flash sale, se termina flash sale. Și ai 19. Trebuie să faci jos neapărat de bani din minigame, că altfel nu o să poți. Trebuie să iasă pe ultimul loc ca să nu primească dar niciun ban. Am o mănușă, Peppy. Nu am bani, dar am o mănușă. Ups. Ai grijă, Peppy. Așa că cine are gura cea mai mare dintre noi patru? Da, știu, Birdo are gura cea mai mare, dar mă refer la oameni. Check this. Și mă! What? Măcar, am destui bani să fac o tactică de-a mea. Ia fii aici. Unde ești mă, Birbo? Aha. I hate you, bitch! Payback is a bitch, huh? E mișto că și ai de unde să iei, știi? Gata, mă. Episodul ăsta e perfect. Este revanșa. Poasto. Băieții 2-0 câștigă. Nu se te îngași ca gangrena. Chiar că. Gangrena. Îi dorim. Lui Burbo. Am deja stampul ăla. Se iau liftul. We pretty much bested her. Hai să nu iau liftul. Cine știe ce se întâmplă aici sus?
Poate să regret, dar... Mult da. Nu așa? E... Da, corect, Brick. E mai... A fost mai important să pierdem primul match ca al doilea match să fie așa de epic, nu? Revenirea. Noi ne-am creat problema și apoi noi ne-am rezolvat-o. Pa, săracilor! Ieșiți din mall-ul meu. Vai de capul vostru. Minigame. Gata, hai să cumpărăm acum chestii overpriced. Începem cu cărți Pokémon. 20 de lei, 10 cartoane. Vrei win? Da. Nu știu cum este cu Steam. Scarecrow sunt cel mai bun. Este cel mai bun Scarecrow. Nu-mi place. 40 de ringuri ca Werehog. Ai început Unleashed sau știai? Și acum îl rejoci? E prima oară când joci Unleashed? Mi se pare fun Unleashed. Și știi ce? Mi se pare fun doar pentru că eu urmăresc Game Grumps și am văzut pe ei jucându-le și de-aia parcă, poate am o conexiune, știi, cu jocul. Boală. E a doua oară, ok. Pepi s-a pișat din prima. Ce-am făcut? Mi-a alunecat degetul, dude. Oh, nu. Nu vreau să fac asta, vreau să... Mă pregăteam să sar. Bă, eu cumva, nu știu cum, am câștigat. I'm sorry. Un error. Hai să văd dacă ai primit... Ai primit ceva bani, Wade, când am fost atent? Nu. No. Deci nu stai bani, sister-ul ța? Bă, da, no. Ai primit fix unul. Ai primit doi. Ai primit Thanks, doi. Thanks, game. O să ai bani, sister-ul ța. Aia e. Only two turns left. Pa, Luigi! Nimeni nu i-a pusat de el, vezi? Dar pe Rosalina toți s-au bătut, dacă ții minte. Normal. Și au rupt mâinile. Pepi a zis ea mea. Oh, nu! Să nu pic pe asta. Ok, ce mă fac ca să nu pic pe aia? Pizza pasta. Stai, nici nu mi-am dat seama! Hey, Birdo! Nici nu mi-am dat seama! Promit că nu mi-am dat seama. Ți-a furat-o din față, Wade. This ain't happening, dude. This is my nightmare. Și ia uite. E tot la etajul 3, dar în altă parte. Da, mă, și acum te pune fix să mergi în partea opusă. Și cine e mai aproape? Pepi? I guess. Uite, hold. Nu știu. Vezi? Hold ca să merg mai repede, uite. Bine, ia trebuie să presim numai. Fiecare apasă în dreptul lui. Uite, Pepi, să-ți ia pusat pe bumper, ca să vezi cum se mărește viteza. Ține-a pusat pe bumper. Bumper mă rog. Skills. 10 coins sau double dice? O alegere interesantă, de ce ai fi vrut coin și nu dice? Că ai destui bani. 69, nice. Uite, poți să furi, uite, items. Ți s-a deblocat cumva? Okay. E lângă tine! E bărbă lângă tine! I-am dat. Let's go, let's go. Payback is a bitch! Uit, rămâne doar acum să... I-a dat o slap! Vezi cum i-a dat cu palmuța? I-a dat peste ceafă, cum îi dădeau colegii noștri, Florău Andrei. Dacă mă țin minte. Da. Proasta. Da, hai să vedem că au și bat, s-ar trebui să mă bată. Antrenează-te acum până înțelegi jocul atât de bine încât ești gata să o bați. Chiar știi ce? În momentul ăsta îți urez succes și mă duc la baie să mă piși. Revin de pe. Push your opponent. Succes, Wade. Out of the way and move. Ok. Ah. Stai puțin că nu înțeleg. Adică înțeleg. Dar mereu. Dude, dacă o... Wow, ok. Let's go. mi-e frică. E foarte, sus jocul. E foarte sus. Please. Nu pot să cred cum stă. Dude. Tot meciul am împins-o. Nu și-a luat nimic. Nimic nu și-a luat. O împingeam, nimic. The demon, yeah, dude. Oh. Not good.
Mai au un turn și aia e. Nu a fost să fie. I hate this. Ok, e Jang. Jang, dacă ai căștile în urechi. Fă pipi mai repede. Și Jungler e la pipi. Classic. Poate să închide room-ul acum. Că e AFK. Seems like your host is AFK. Betrayal. 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 Jen, cât pipi. Vine nervos cu o gălată de pipi. Uite bă cât am făcut. Mult pipi. Cine are timp să spele pe mâini? Let's go! Deci, 40 pe astea. Uite, am auzit vestea că aveam căștile. Îmi pare rău. Da. Ți-am zis să stai până masterezi jocul. Am stat? Păi da, și am bătut-o în practice. Dar când m-am dus în actual minigame, nu-și lua, eu dădeam în ea, nu-și lua nimic. Dar cum ar fi să nu fii dat deloc în ea, ci doar să câștigi cursa? Păi n-aveai cum, că... Da, nu că nu dădeam mine, dar ea mereu era în față și trebuia să îi bag bețe în roate. Oh, nu, iară mi-a ceva, ce mai vrei, că n-am nimic. Nu am uitat să dau, apăsam și nu se dădea, nu știu. N-am ce să-i dau. Deci nu mi-au luat nimic, nici măcar bani. Spre deosebire de Bowser. Probabil nu dădeam bine, îți dai seama că nu făceam ceva bine. Domination. Aia că am făcut domino. Domination Nation. Că sandwich am mai făcut sandwich. Eu sunt John, e de Clur. Eu sunt John Clur. Sandwich din nou. Știi ce? Eu sunt bun ăsta. Trebuie să te uiți atent la umbre. Te poți fraierii dacă nu te uiți la umbre. Asta știu din... Hai să dăm next, că e easy. Faza cu umbre e genius. A fost inventată în Mario 64. Bună umbră. What if we add umbre? Umbrele fix sub personaj. Sunt o invenție ca să, no! să nu te pierzi în spațiu 3D, știi? Mhm. Ia uite pe Pepi. Te pui cu Junklerul. Pe Pepi îl cheamă, personajul lui îl cheamă Spike, dar nu știu ce, îi se potrivește piper foarte mult. Piper. Promic că seamănă cu un piper. E un piper. Uite ce-ți face, te-a sărit în cap de nu știu yeah! Ce. Și apoi ai sărit tu. I am right. Him! I am him! Poate primesc... De fapt nu primesc bonus, că știu ce bonus să fie. Nu e bonus de minigame 1. E bonus de cine a căzut mai mult pe spații. Și acum chiar nu știu cine. Că toți am indicat pe spații. Final turn! Bye bye! Ești pe Luigi Mario. Bye bye, m-am dus să fac Krabby Patties. Rabbit rabies. Steel trap, dude. She's using it. Hai să vedem. Cine este nefericitul? Care o va lua de soție pe Birdo. Bă, măcar ai bani și ai stără dacă o iei de soție. Spre deosebire de Weed. Dacă iei de soție pe Weed, ce ai? Nimic? Tu ce-ți destrai, Weed? 35? Ce-a făcut, mă? Pulder coins? Ce-a făcut? Ah! Este un versus. Toți am pus la bătaie 20 de coins și câștigătorul ia tot. Imagine that. Mama, și eu ales. Nu am văzut ce... Ăla cu Twomp. Hai mai repede, băieți. Deci round 1. Select picture, ok. Banana. Strugure.
Dar nu înțeleg. Find a unique image behind the protected tombs. Da, logic, gata, știu acum. Cine găsește primul imagine diferită? Cum se zice, the odd one out. Mhm. A mist okay. Of Tyrion's Tide. Oh. M-am fraierit. M-aș fi fraierit. Poate mă rog. Dai și ok. Ah, ba nu. Deci da, poți să te fraierești dacă te grăbești. Da, deci nu te grăbi. Start. Round 1. Fight. Ah! Ce prost m-am grăbit. Te rog, te rog să nu fii fraierit. Yes! Ah, ba nu. Pepi a câștigat. Mamă, ce sneaky a fost. Da? Nu, a fost din nou la noroc. Mar. Eu am dat la noroc. No! Yes, în primul. Am zis că am dat la noroc. It makes sense. Round 3. Oh, nu. Acum să vezi. Ok. Nu știm. E ultimul loc, mă? Așa de slabish Kong. Yep. Round 4. Fight. Mhm. Da, mă, și? Ok. M-a dus la ghinion. Wow. Care e diferența? Nu văd! Nicio diferență. Ah, sunt mai multe, mai multe struguri. Mai multe sunt boabe. Prost. Da, erau mai multe boabe. Am aplicat o strategie. Am dat la ghici. Vezi? Ghiciul meu a fost la munca ghiciul tău. Oh, Pepe Frogs! Nepișat. De ce seamănă cu el așa mult? E foarte piper. Hey, eu sunt piper. What the fuse? Ah. Atât? Se termină, da. Te-a dat skip. Deci, cam ăsta a fost finalul meciului, Reed. Suntem la ultimul turn, nu? This is it. Vedem acum cine primește bonusul de event. Ție minte, turn, Piper. Tocmai ce a picat pe event ea, deci o să ne pișe grav. Uite câți bani are, Ness. Pe mine. Dacă vrei să dai pe mine, te rog, dă pe mine, ca să nu pic pe aia lui Burbo. Eu s-ar putea să fiu lângă capcanele lui Springtrap Burbo. Și n-aș vrea să pic pe capcana ei. Thanks. Thanks. Cine știe ce se întâmplă? Oricum nu face nimic cu el, nu? Deci doar ai salvat să nu câștige Burbo. Normal, e final round. Deci ce planuri să aibă? S-a închis shop-ul, se închide mall-ul. Încet, încet. Ai dat în farime mall-ul din cauza la săracii care vin să facă surprise shopping. Ah, dude, am trecut de capcanele. Really? Da, uite în spatele meu. Oh, dude, on the other hand, era să pici. Și-a pus două în aceeași zonă, împuțită. Știa că vin eu. Într-un fel, da, e bine. Ok. N-am ce să fac. Cred că pic pe Bowser Space. Ce porcărie. Ce porcărie dacă pic pe Bowser Space. Bumper. Nice. Ok, încă un event! Yes! Încă un event space! Cine știe dacă iau eu steluța sau nu? Final minigame. Ok, ultimul minigame, după aia sunt rezultatele. Good luck! Ah, perfect! Mamă, ce sfârșit genial! Să o prindem în cușcă, să-i dăm în cap. Nu, e invers. Cu cușcă, nu? Ok. Stai cu cookie, bine. Stai, noi suntem toți cu cușcă. Perfect. Nu știu cum e asta. Ok. Hai să vedem. Nici nu știu.
Pici pe Bido. Uite cum ne pune ea, uite nebuna. Noi suntem literi ca niște bebeluși. ai înțeles, tu ești stea, eu sunt pătrat, da? Uite, acum tu îți dai tu weed, ai înțeles? Mai repede. Acum eu. Acum tu. Deci, hai Pepi. Hai că toată lumea înțelege, da? Nu, ce prost sunt, ok. N-am înțeles, pare. Vă pregătiți că urmați, știi? Suntem fix la rând. Ok. E prea mult pressure. Uite cum le dă. Nu-i pressure, că știi cum, știi ce urmează, weed. Știi ce urmează, știi ce urmează. Uite, începe, cine este ăsta? Uite. Eu sunt stea. Și eu sunt două pătrate și după aia... Fast. Oh, baby! Come on, baby, light my fire. Oh, nu, hai băieți. Am pișat-o? Am pișat-o, da? Nu știu. Azi încât egalitate la prima. Nu mi-a arătat bine, prea multă egalitate. Ne-a pișat. A, bă, nu! Nu, 47, nu ai 47. Da, băieți. Ultimul match, ultima tură. Am pișat pe Bărbo, ca lume. Hai să dăm acum cine câștigă match-ul. Great job, everyone! Now it's time to gather up for the results! Please, the dong, the kong, the one and only, Badonkahong! You all did a great job out there, but there can only be one superstar! Looks like you have an audience here to cheer you for the finals! They are the Sărăci din oraș! Toți săracii orașului au venit să vă vadă! Hai să vedem! I didn't make the way... I won't make you wait too much longer. Direct your eyes to the monitor. Hai să vedem cât de constant am fost eu. Uite pe mine. O să urc imediat. Ia uite-mă. Boom. Uite cât de constant am fost. Aici am câștigat că am duelat-o pe Bărbo și s-a pișat pe ea. Oh, am sărit și eu un pic, dar am căzut înapoi. Da, tu ești un stablecoin, weed, nu? Mm-hmm. Și eu sunt Bitcoin Kong. Bitcoin. Așa, cine a călcat pe mai multe eventuri? This is it. La crem de la crem, la fute tampiș. Eventful. Pepi. Și iată așa se termină încă un joc de Mario Party, un clasic la 2-0 și ca în fiecare clasic. The dong is king. The dong is Don. Pupați mâna lui Don Kong. Dacă câștigam bonus star aveam mulți bani. Oh. Ok, deci aveai șanse. Dar știi ce? The dong is Kong. Bun. Eu am fost Jen. El a fost prietenul, partener Weed. Mulțumim că ați fost cu noi. Trei oameni măcar într-un alt live de vineri. O să revenim cu content scary cât se poate de repede. Poate filmăm ceva mâine, Weed. Bun, până atunci, toate cele bune. Episod noi luni, miercuri, vineri și live în fiecare vineri. Cum a fost live-ul din vinerea asta? Pa, toată lumea! Ba 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 ba